dice con una normal a una semana o con depinde și o casă de aici. Da, da. Avem foarte multe situații în care au început să Dar spune ce cu mamă, dar puțin făcă. N-a prea plouat aici? A plouat puțin. A plouat puțin? Că am văzut pe o zonă unde era porumb, porumbul uscat, uscat de tot. Da. Da. Merge rău. Și mie. Îmi aduce aminte de perioada când eram stagiar. Direcția de la Cișpeș. Și Cișpeș echipa voastră. Da. Puteți spune ceva despre acea perioadă? Tăricianu. Să vă spun ceva. Vă imaginați că orice amintire din perioada de tinerețe, eram după absolvirea facultății, foarte frumoasă. Am lucrat un an în Pitești. Și am avut prilejul atunci să străbat județul, fie Câmpul Lung, fie Curtea de Argeș, pe Valea Doamnei, nu numai pe Valea Argeșului. Erau, dacă vreți, și partea plăcută, dar și obligația profesională. Și mi-aduc aminte că am fost, de exemplu, la Câmpul Lung, la un moment dat, să luăm vreo mașinară. Aveam ca vehicul de serviciu o mobră, pentru că trebuia să vizitez lucrările hidrotehnice din zona Piteștiului. Condițiile de muncă nu erau foarte bune, foarte ușoare, dar fiind tânăr, lucrurile astea le treci mult mai ușor și rămâi numai cu amintirile plăcute. Și mi-aduc aminte de oamenii cu care am lucrat la Pitești, muncitorii pe care îi aveam, cu care mă înțelegeam foarte bine, erau oameni foarte gospodari, foarte muncitori și care m-au primit foarte bine, că eu eram de bucureștean, eram străin pe la aceste locuri. Și pe teren? Pe teren, nu, dar... Pe terenul de fotbal. Pe terenul de fotbal, zic. Cum era? M-am descurcat. Aveam adversar pe FC Cătească. Da,